primul cosmonaut român care a pus piciorul în spațiul cosmic a fost asaltat de micii curioși de astronomie. Simți că acolo sus în cosmos, acea capsulă mică, că nu e foarte mare, nici nava cosmică, nici stația orbitală, sunt extrem de vulnerabile. Spuneam că mai trec asteroizi, meteorizi. Dacă unul de acela ar lovi nava cosmică, tot echipajul ar dispărea în neant și n-ar mai ști nimeni ce se întâmplă cu el. Cosmonautul Dumitru Prunariu a încercat să explice pe înțelesul tuturor câteva dintre misterele Universului. Fantezia noastră este enormă, curiozitatea este enormă, și dorim să cunoaștem cât mai mult din spațiul care ne înconjoară, dar și din spațiul îndepărtat, dacă se poate și din alte galaxii. Am dorit să știm de unde venim noi, oamenii. Oare gena umană s-a născut aici pe Pământ sau a fost aruncată undeva din spațiul extraatmosferic și s-a dezvoltat doar producând omenire? Reprezentanții Universității din Craiova spun că prin această acțiune se dorește atragerea a cât mai multor tineri către știință și cercetare. De asemenea, cei pasionați de misterele Universului vor avea în curând la dispoziție un observator astronomic. În urma proiectului de anul acesta o să apară, o să vedeți foarte curând, un dom astronomic care va fi amplasat în grădina botanică a orașului. Este, cum spuneam, un prim pas în visul nostru de a avea un observator astronomic. Evenimentul este parte din proiectele pe care municipiul Craiova le derulează pentru a primi titlul de capitală culturală europeană în anul 2021.